File, Mihaela Sandu. Cu ce te ocupi în timpul liber? Timpul liber ar presupune cel care exclude studiile mele de la medicină. Tot timpul liber la mine, în mare parte, este ocupat cu proiecte cât mai interesante, cât mai captivante, photoshooting-uri, prezentări, filmări. Probabil ai mai urmărit cele din activitatea mea de pe Facebook, ceea ce ține cu dansuri, implicări de numere de balet prin balerina Anastasia Homițcă sau altele care implică nu doar activitate de model, dar și dans. Cum reușești să le îmbini pe toate? Eu cred că o persoană, atunci când este cointeresată sau când face din suflet, le reușește pe toate. Ce destinație turistică ai ales pentru vara anului 2015? Pentru această vară am ales Croația, fiind una din frumoasele locații, cu scopul de a face mai multe popasuri, deci două zile într-o locație, după care mai schimbăm. Ce nu lipsește niciodată din geanta ta? Cred că din geanta femenină multe lucruri ar trebui să nu lipsească. Eu fiind într-un fel dependentă de mirosuri, așa aș putea zice, la mine nu lipsește niciodată parfumul meu preferat. Câte ore stai zilnic pe Facebook? Nu cred că am pus vreodată cronometru sau un scop ca să urmăresc câte ore stau sau câte ore nu stau. Adevărul e că permanent este activat. În cazul în care este o necesitate, intru ca să răspund sau eventual să verific ceva. Ce postez cel mai des pe rețelele de socializare? Facebook-ul pentru mine este o promovare, deci ceea ce postez ține de hobby, de activitățile mele extraculturale, de proiecte, de prezentări, de filmări, mare parte asta. Evit să postez viața personală. Consider că Facebook-ul este o platformă de lansare pentru modelele începătoare? Eu cred că atunci când vrei, da, dar trebuie să te menții activă, trebuie să muncești și să încerci să te promovezi. În cazul în care ți-ai creat o pagină de Facebook și nu o utilizezi, efectiv nu are un rol. În cazul în care participi, încerci să te dezvolți, pentru că cu toți am trecut anumite etape, atunci cu siguranță. Câte zile ai putea trăi fără a accesa Facebook-ul? E o provocare, probabil, da? Nu, că nu aș putea trăi cu Facebook sau fără Facebook. Nu e ceva strict dependent, dar multe din colaborările mele țin de Facebook. Ce bun a adus Facebook-ul în viața ta? Câteodată mă inspiră. Mă ajută să fiu la curent cu multe din activitățile care au loc atât în cadrul Chișinăului, cât și în afara lui. Adevăr sau provocare? Adevăr. Ce te face să zâmbești atunci când ești tristă? E un pic mai dificilă întrebarea. Cel mai sincer zâmbet vine din interior. Pe mine mă face să zâmbesc tot ceea ce mă face fericită. Dragoste, soare, floare, familie.